culinar și țaverii se naște bucuria gustului. Eternitatea s-a născut la țară. Tradiție și continuitate de 20 de ani în rețetele românești. Dăruirea și calitatea plămădită de maestrii bucătari. Păstrăm vechile tradiții de coacere a pâinii în cuptor tradițional pe vatră. Fosta brutărie Sabău, mirosul pâinii din copilărie, prețuiește tradiția. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, cu o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Consilierii locali s-au întrunit în ședință ordinară vineri 29 ianuarie de la ora 13 la sediul primăriei Reghin. Ordinea de zi a cuprins 14 puncte, inclusiv discuții diverse. Primul punct, care se referea la aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016, nu a primit votul consilierilor și a fost amânat. Prin urmare, punctele 2, 3, 4, 5 și 10, care aveau legătură cu bugetul local, au fost și ele amânate pentru următoarea ședință ordinară. De asemenea, s-a amânat și proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul, întrucât consilierii nu au stabilit propuneri pentru alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație. A fost stabilită o nouă întâlnire în comisii pentru luni 1 februarie, ora 15, pentru a fi dezbătut bugetul pe anul 2016, iar marți 2 februarie, de la ora 15, va avea loc o nouă ședință ordinară ce va fi transmisă în direct la Dareghin TV. Continuăm știrile. 400 de licee din Reghin beneficiază de cursuri gratuite de educație financiară oferite de Fundația Dreptul la Educație. Acestea sunt posibile datorită parteneriatului cu Rotary Reghin, Fondul Comunitar Reghin și Asociația Youth Bank. Proiectul oferă elevilor reghineni noțiuni financiare bazate pe o metodologie interactivă, reunind cele mai eficiente elemente și mijloace de educație economică de la nivel mondial. Premieră pentru Reghin. În perioada 25 ianuarie 5 februarie, 400 de liceeni participă la cursuri gratuite de educație financiară. Acestea sunt organizate de Fundația Dreptul la Educație în parteneriat cu Club Rotary Reghin, Fondul Comunitar Reghin și Asociația Youth Bank. Cursurile urmăresc dezvoltarea aptitudinilor financiare, economice și manageriale în rândul liceenilor. Ar fi perfect ca să facă toți copiii de la clasa 9 până clasa 12. Ca și exemplu, deja la clasa 12 vorbim despre interviuri, despre angajări, pentru că ei deja sunt acolo, că termină bacul, se duc la facultate, trebuie să fie toată lumea pregătită și pentru un interviu și să atingă scopurile. Ei ne dau după aia un feedback unde să vedem noi cum am reușit, ce am reușit să facem, dacă sunt ei mulțumiți. Și până acum chiar toată lumea a fost. Mai bine de o lună am aflat în presa noastră internă, la serviciu, că fundația noastră organizează cursuri de educație financiară în liceele din București și că au beneficiat peste 700 de liceeni din peste 20 de licee. I-am sunat, i-am întrebat dacă pot pune Reghinul pe harta
ministrul lor și mi-au spus că da, și le-ar face plăcere să ne mișcăm în prima parte a anului. Lucru făcut, am mobilizat, le-am cerut ok-ul colegilor mei care au fost foarte încântați, i-am mobilizat pe cei de la Youth Bank și Fondul Comunitar Reghin, care au pus în priză profesorii, au stat de vorbă cu directorii. Metodologia de învățare folosită în cadrul cursurilor se numește edutainment și se bazează pe interacțiune, promovând un mediu motivant pentru tineri. Mi se pare foarte interesant să lucrez cu banii și să știi ce să faci cu ei și ca să știi în ce să investești banii ca să poți produci mai mulți. Și da, mi se pare și o meserie de viitor. Da, a fost foarte interesant fel cum așa puteam să vedem economia noastră per total și cum se aplică în diverse situații. La început am crezut că o să fie plictisitor, o să vedem un PowerPoint și gata, dar după aceea am văzut că ne-am și jucat, am învățat jucându-ne și chiar m-am distrat alături de colegii mei. La început am făcut tot felul de jocuri de cunoaștere, apoi am trecut la o parte mai energică în care ne-am jucat anumite jocuri, trebuia să lucrăm în echipă, să ducem la capăt un lucru. Am făcut diferite activități pe temă financiară, cum am putea zice, inclusiv activitatea care mi-a plăcut mie cel mai mult, am fost împărțiți în 5 grupe, fiecare având câte un rol. O parte era în bancă, o parte o firmă care dorea acțiuni la bancă, la o altă firmă. În general am învățat să gestionăm banii prin activități spontane și de grup. Și de asemenea mi-a plăcut foarte mult fiindcă am învățat să lucrăm în echipă și ne-am cunoscut mai bine colegii fiind o clasă nouă pentru mine. După această activitate am constatat că am foarte puține cunoștințe legate de educația financiară. Acest curs dezvoltându-mi puțin mai mult cunoștințele despre această temă. Cursurile vin în completarea acțiunilor derulate de Asociația Club Rotary Reghin în ultimii 4 ani la nivel local, susținând atât învățământul preșcolar cât și pe cel liceal. Proiectul acesta va ajunge în 5 licee din zonă. Am reușit să-i aducem pe trainer și să-i ținem 2 săptămâni și să beneficieze 2 licee în primă fază, urmând ca în partea a doua a lunii martie să beneficieze și Ioan Bojor și liceul de la, sperăm să reușim și liceul de la Gurghiu și de la Deda. Peste 1000 de liceeni au beneficiat până în prezent de cursurile Fundației Dreptul la Educație susținute la nivel național. Metodele pedagogice utilizate de către lectorii fundației se bazează pe interacțiune și reunesc concepte din psihologie, comunicare și marketing, iar informațiile prezentate fac referire la concepte economice și financiare de bază, într-un limbaj adaptat vârstei elevilor. Bănuiți că au introdus pe teritoriul României bijuterii de aur și argint, fără declararea acestora la punctele de trecere a frontierei. Miercuri 27 ianuarie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de 4 persoane, care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei. În cursul zilei de joi, 28 ianuarie, procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de cele 4 persoane pentru 30 de zile. 4 persoane de pe raza județului Mureș sunt bănuite de polițiștii mureșeni că au introdus pe teritoriul României bijuterii de aur și argint fără declararea acestora la punctele de trecere a frontierei. Miercuri 27 ianuarie, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de cele 4 persoane care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei. Reamintim faptul că în cursul anului trecut, în cauza au fost efectuate percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate în vederea confiscării peste 10 kg de aur și peste 1.400 grame de argint, bijuterii în valoare de aproximativ 1.900.000 de lei. În cursul zilei de joi, 28 ianuarie, procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de cele 4 persoane pentru 30 de zile. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 300.000 de lei, reprezentând taxe vamale și TVA. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și contrabandă.
La Casa Județeană de Pensii Mureș au fost depuse mai mult de 5.000 de cereri pentru bilete de tratament. Potrivit conducerii instituției, pensionarii vor putea beneficia de aceste servicii din jurul datei de 15 februarie. Printre stațiunile cele mai solicitate se numără Covasna, Gioagiu, 1 Mai, Amara, dar și Sovata. Din 15 ianuarie și până în prezent, Casa Județeană de Pensii Mureș a primit puțin peste 5.000 de solicitări pentru acest an la biletele de tratament în stațiunile din țară. Prima serie va putea beneficia de aceste servicii din 15 februarie. Din informațiile pe care le are instituția Casa de Pensii, suntem în măsură ca începând cu 15 februarie să punem la dispoziția doritorilor bilete de tratament în stațiunile proprietatea Ministerului Muncii. Până în prezent am înregistrat un număr de aproximativ puțin peste 5.000 de cereri. Oferta Casei de Pensii Mureș din prima serie de tratamente din luna februarie va avea loc în special în stațiunile din județul Mureș. Este vorba de stațiunea Covasna, Gioagiu, 1 Mai, cele mai solicitate de pensionarii județului Mureș. Desigur, mai sunt și alte stațiuni mai îndepărtate de județul nostru, cum ar fi Amara, dar cele mai solicitate sunt cele pe care le-am amintit. Biletele de tratament care vor fi acordate în acest an de Casa Județeană de Pensii Mureș respectă un regim special pentru tratarea persoanelor care suferă de afecțiuni reumatice, digestive și cardiovasculare, prin participare la mai multe ședințe de proceduri. Comparativ cu anii anteriori, media solicitărilor pentru biletele de tratament rămâne stabilă. Ne menținem în aceleași limite, sigur, cu mici diferențe, dar eu le apreciez ca fiind nesemnificative. În general, cam aceleași persoane, fie la 2 ani, la 1 an, la 3 ani, cam aceleași persoane, prin urmare se menține numărul de solicitări. Preocuparea noastră este să reușim de la un an la altul să satisfacem într-un grad cât mai mare aceste solicitări. În anul 2015, la Casa Județeană de Pensii Mureș au fost depuse 7.502 cereri pentru bilete de tratament, din care au fost onorate aproximativ 5.800. Copiii preferă activitățile extrașcolare. Acest lucru este vizibil din faptul că sute de școlari frecventează Palatul Copiilor Reghin, unde pot alege din cele peste 10 cercuri cu diverse activități. Numărul elevilor a crescut în ultimele luni, când au fost înființate și alte cercuri noi. Cei care doresc astfel să se înscrie o pot face zilnic, doar prin completarea unei fișe. Programul este de luni până vineri, între orele 12-18. Aproape 1.000 de copii frecventează momentan Palatul Copiilor din Reghin. Numărul acestora a crescut pe parcursul primului semestru din anul școlar 2015-2016. Posibila creștere se datorează și unor noi cercuri înființate recent. După un semestru de activitate, situația numărului de copii este mai mult decât mulțumitoare. Spre deosebire de alți ani, înscrierile continuă. Am avut la începutul anului, în 1 octombrie, 820 de copii înscriși. La momentul actual înscriem zilnic și am trecut de 900. Ceea ce ne bucură foarte tare este, zic eu, după experiența care o am, este avantajul faptului că am mai înființat încă 3 cercuri. Sunt peste 10 cercuri cu diverse activități pentru care pot opta copiii. Informatică, dans, ori actorie, orice pasiune a copiilor poate fi fructificată la Palatul Copiilor din Reghin. Cei care doresc să se înscrie o pot face în fiecare zi. Avem matematică aplicată, informatică, navomodele, teatru, karting, arte plastice, ecologie și muzică populară, respectiv dans popular, ambele se desfășoară la același cerc. Iar, cum am spus mai înainte, noutățile anului 2015-2016, anului școlar, sunt cercurile de engleză, germană și dans modern. Dacă doresc să se înscrie, trebuie să vină, să ceară o fișă de înscriere, vorbesc cu domnii profesori de la cercul la care doresc să participe și, în măsura în care mai sunt locuri, sunt acceptați fără alte condiții. Programul fiecărui cerc este afișat pe orar, copiii urmăresc orarul și se adaptează. În fiecare zi ei pot să-și aleagă, în funcție de programul de la școală, oricum zilnic, de la 12 până la 6 după masă. Activitatea este bazată pe cu totul altceva decât se face la școală. Copiii sunt atrași de noutate, diversitate și astfel vin cu mare drag.
Copiii vin aici de plăcere. Noi la Clubul Copiilor facem educație non-formală, deci la școală educația este formală, mă rog, sunt niște termeni de ai noștri din învățământ, adică noi nu mergem, nu ne suprapunem peste programa școlară. Noi avem programele noastre proprii și încercăm să învățăm pe copii orice altceva decât la școală. Deci altceva. Și în timp ce învață altceva decât au învățat la școală, ei se și joacă, se distrează și cu asta reușim noi să-i ademenim, să zicem, că nu este o școală unde ei stau cu minți, nu mișcă, nu vorbesc, dau lucrări, iau note și așa mai departe. Totul este făcut din plăcere, cu mare drag și de multe ori îi trimitem noi acasă că ei ar mai sta. Cei care doresc astfel să se înscrie o pot face zilnic doar prin completarea unei fișe. Programul este de luni până vineri, între orele 12-18. Comuna Batoș reprezintă pentru zona noastră o emblemă culturală. Una din prioritățile administrației locale este de a veni în sprijinul sistemului de învățământ, dar și al culturii. Printre sărbătorile cele mai cunoscute amintim cea a mărului, dar și tradiționalul Coșoarășbal și sărbătoarea săsească Maria Doh. În plus, în 24 aprilie de Sfântul Gheorghe și în 20 iulie de Sfântul Ilie, fiii satului se îmbracă în costume populare pentru a lua parte la slujbele oficiate de preoții satelor de pe vale, mereu urmate de programe artistice. Bazat pe sloganul "Pentru viitorul copiilor noștri", primarul comunei Batoș, Dumitru Dinu Cotoi, împreună cu administrația locală, au acordat o atenție sporită învățământului din localitate. Deși au fost întâmpinate situații dificile privind clădirile retrocedate în care funcționează școlile, una dintre cele mai mari realizări se referă la școala grădiniță de la Goreni. La momentul când am ajuns primar, eu nu știam că toate clădirile în care funcționau școli sau grădinițe din comuna Batoș sunt retrocedate. Și am ajuns primar cu ideea de a depune proiecte în scopul finanțării, reabilitării sau construirii de noi școli, grădinițe și nu puteam. Întâi eu trebuie să le cumpărăm. Lucru destul de costisitor. Și ce cumpărăm? Cumpărăm niște clădiri vechi, niște ruine. Am făcut analiza și am spus este atât de veche încât să o reabilitez, mai bine fac una nouă. Și este situația satului Goreni, unde am făcut o școală grădiniță nouă și cu bucurie vă spun că trebuie să o extindem. Sunt atâția copii la Goreni încât trebuie să extindem școala grădinița de la Goreni și o fac cu mare plăcere. Comuna Batoș este recunoscută ca fiind un pol al culturii, dacă avem în vedere că aici se respectă cu sfințenie și sunt promovate tradițiile, datinile și obiceiurile, portul și cântecul popular, indiferent de etnie. Am vrut ca în aceste cămine, după cum și este denumirea lor de cămin cultural, să se întâmple cultură. Și mi-am dat seama că această cultură se poate întâmpla dacă atragi grupuri folclorice, asociații culturale, formații de dansuri populare, indiferent că sunt românești, săsești, ungurești sau chiar țigănești, susținându-le și promovându-le. Le-am oferit atât financiar, sprijin financiar, cât și în ceea ce privește transportul lor la diferite evenimente culturale din județ sau chiar mai de departe, chiar din Republica Moldova. Tot la capitolul cultură, primarul comunei Batoș, invitat la emisiunea Instituția, a punctat o altă realizare a anului 2015, ridicarea monumentelor eroilor și a bustului lui Avram Iancu de la Batoș și de Drad. De altfel, se dorește ca astfel de monumente să fie ridicate și în satele Goreni și Uila. Vreau să vă spun că în vara anului 2015, și cred că o să mă prind o emoție aici, am amplasat pe raza comunei Batoș în Batoș și în Dedrad, și urmează și în celelalte sate, monumente ale eroilor, precum și un bust al lui Avram Iancu. Sper ca în primăvară să putem și să reușim ca și în satul Goreni și în Uila să reușim să amplasăm astfel de monumente, pentru că eu îmi doresc ca anul 2018, când se vor împlini 100 de ani de când România este în actuala formă, România Mare, să avem aceste monumente ale eroilor și să-i cinstim, așa cum se cuvine, pe eroii și pe înaintașii noștri.
Printre activitățile care își pun amprenta în viața culturală a comunității, amintim Sărbătoarea Mărului. În fiecare an de Bobotează la Uilea se organizează un spectacol pregătit de Asociația Culturală Floare de Cireș, iar în 2 februarie la Batoș are loc Sărbătoarea Săsească Maria Doh, în timp ce la Uilea, Balul Mascat. Urmează ca pe 6 februarie la Batoș să fie organizat tradiționalul Coșoroș Bal. De asemenea, în fiecare an, pe 24 aprilie de Sfântul Gheorghe, preoții satelor țin o slujbă urmată de un mic spectacol. Mai apoi, de Sfântul Ilie, la Dedrad, se întâlnesc fiii satului. Toate aceste manifestări culturale întăresc încă o dată sintagma că, la Batoș, cultura este la înălțime. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au reușit să asigure siguranța cetățeanului la un nivel superior în anul 2015. Activitatea s-a axat în principal pe prevenirea infracționalității și întărirea gradului de siguranță în cadrul comunității, instituția având astfel 4 obiective majore. Printre proiectele cu impact mai ridicat se pot aminti un plus de informare, înseamnă un plus de siguranță, mașina ta e în siguranță acum, sau copilărie fără delicvență. În anul 2015, datorită continuității obiectivelor și priorităților efortului depus de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, precum și asigurării resurselor necesare desfășurării activităților curente, s-a reușit să se asigure siguranța cetățeanului la un nivel superior. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în cursul anului trecut, a avut astfel 4 obiective majore. Creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni prin protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora, precum și sporirea gradului de siguranță rutieră și a transporturilor. Cel de-al doilea obiectiv a fost prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale. Un alt obiectiv a fost asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Nu în ultimul rând s-a avut în vedere asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Poliției Române. Activitatea s-a axat în principal pe prevenirea infracționalității și întărirea gradului de siguranță în cadrul comunității. Printre proiectele cu impact mai ridicat se pot aminti: un plus de informare înseamnă un plus de siguranță, mașina ta e în siguranță acum, deschideți mintea, nu fi închis în parteneriat cu penitenciarul Târgu Mureș, copilărie fără delicvență, școala altfel, dar și asigură-ți o zi frumoasă, 10 pentru siguranță, să ne ferim de hoții călători, fii vizibil în trafic, petrece timp cu copilul tău, ori săptămâna prevenirii criminalității. În ceea ce privește infracțiunile stradale la nivelul județului Mureș, criminalitatea stradală este caracterizată în general de infracțiuni fără un pericol social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârșite, creează o stare de disconfort și nesiguranță în rândul cetățenilor. Cele mai frecvente infracțiuni stradale sesizate sunt reprezentate de furturile din auto, care procentual reprezintă 46,76% din totalul infracțiunilor stradale sesizate, urmate fiind de furturi din buzunare, poșete, genți, cu 15,16% și de furturile de componente din exteriorul mașinii cu 12,69%. Își petrec timpul liber învățând să danseze. Aceasta este activitatea preferată de zeci de copii care practică dansuri variate în sala multisport din Parcul Tineretului. Copilașii își dezvoltă astfel abilități fizice, simțul artistic și se relaxează. Cei mai ambițioși și talentați dintre ei speră și ar putea chiar să facă o carieră în dans. Dansul este una dintre cele mai distractive forme de activitate fizică pe care le poate face copilul. El folosește constant și echilibrat toate grupele de mușchi și ajută la o creștere armonioasă a corpului. Unde mai pui că e o activitate de relaxare și socializare ideală pentru petrecerea timpului liber. Sunt doar câteva din motivele care îi determină pe zeci de părinți din Reghin să le ofere copiilor cursuri de dans în cadrul sălii multisport din Parcul Tineretului. Copiii, când vin aici la orele de dans, ne-am propus să învețe o gamă variată de dansuri, cât mai multe, care să cuprindă cât mai multe arii, de la dansurile sportive, dansurile mai ușoare, dansurile moderne, ca să dau un exemplu, dansul disco, dansul hip-hop, dansurile sportive, ceva să fie distractiv pentru ei, să fie interactiv, să nu se plictisească, iar în momentul în care pleacă din sală să fie fericiți. Am învățat salsa, samba, disco, mai multe dansuri country. Care e preferatul tău? Hip-hop.
Mie îmi place foarte mult hip-hop, deoarece este un dans diferit față de celelalte, este mai zurliu, mai extravagant. La cine ajută dansul până la urmă? Dansul ne ajută să ne relaxăm, să scăpăm de stres, între timp facem și niște mișcări noi și facem și sport. Cel mai ușor este country și cel mai greu pentru mine este hip-hop. Hip-hop. Fiindcă unele sunt un pic mai grele. Cum te înțelegi cu colegele tale? Eu mă înțeles foarte bine. Și doamna profesoară cum e? Foarte bună. Prietenele mele sunt aici la dansuri. Cine sunt prietenele tale? Miriam și Dori și Briana și Lorena și mulți. Ai fost vreodată la un spectacol cu grupa de dans? Da, odată, doar anul trecut. Cum a fost? Foarte bine, am dansat country. Dansul, în primul rând, este o artă, dar în același timp este și un sport care ne disciplinează, ca orice alt sport, înseamnă sănătate, copiii învață să se țină de un program și să se simtă bine. Părinții copiilor care urmează cursurile de dans au constatat că micuților își dezvoltă imaginația și își stimulează memoria. Cumulate toate beneficiile la un loc, rezultă succesul în a se prezenta în public și a socializa, încrederea în forțele proprii și stima de sine. În fiecare an, pe 30 ianuarie, sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Ei au trăit la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul cel următor și au avut o contribuție importantă la teologia creștină, fiind numiți protectori ai învățământului teologic. În credința populară, cei trei ierarhi erau trei doctori vindecători de boli. În ziua în care sunt sărbătoriți, nu se lucrează. 30 ianuarie este ziua în care munca este interzisă, iar femeile trebuie să țină post. Credința populară spune că cine muncește de Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, poate să orbească. Se crede că pe 30 ianuarie începe să încolțească grâul, care nu a încolțit din toamnă. În tradiția populară se mai spune că din această zi se schimbă vremea. Dacă streșinile curg, primăvara va fi friguroasă. Dacă e ger, vara va fi călduroasă. Și tot acum începe perioada de împerechere la păsări. Ziua celor trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Sfântul Grigore și Sfântul Ioan Gură de Aur, sărbătorită la 30 ianuarie, este o zi importantă pentru combaterea bolilor și a forțelor malefice care perturbă bunul mers al lucrurilor în gospodăriile țărănești. Relativ la această zi, în mitologia populară, există o serie de mituri și credințe legate de fertilitate. La sate se obișnuiește ca în această zi de sărbătoare închinată celor trei sfinți să se facă praznice de pomenire a morților din familiile credincioșilor, iar fetele tinere se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Această sărbătoare era ținută prin interdicții și prescripții rituale, respectate în special de către bătrâni. În această zi se făcea colivă, se făceau praznice pentru morți și fetele nemăritate foloseau busuioc pentru a-și afla ursitul. Praznicul celor trei ierarhi este o sărbătoare dedicată reconcilierii. De asemenea, în ziua sărbătorii nu se înstrăinează lucruri din casă. Potrivit tradiției, în ziua praznicului nu este bine să se dea nimic împrumut și asta pentru a proteja căminul de pagubă. Persoanele cu deficiență de vedere din zona Reghin au șansa de a face sport și de a învăța tehnici de autoapărare. În cadrul clubului sportiv Red Dragon funcționează o grupă de nevăzători care practică jiu-jitsu. Fac asta de peste un an și au ajuns deja la competiții cu participare internațională. Unul dintre sportivi este tânărul Daniel Bucur, a cărui viață recunoaște că s-a schimbat mult de când participă la cursurile de arte marțiale.
Toate aceste diplome și medalii au fost obținute de un singur om în timpul unui an de cursuri de arte marțiale. Este o performanță sportivă realizată de tânărul Daniel Bucur, care a descoperit recent clubul sportiv de jiu-jitsu Red Dragon. Reghineanul activează în grupa persoanelor cu deficiențe și pe bună dreptate, întrucât vederea sa este mult mai slabă decât în mod normal. Am trei boli: nistagmus, hipermetropie și strabism, ceea ce îngreunează foarte mult vederea. Văd undeva în jur de 30% din vederea normală a unui om. Înseamnă foarte puțin asta. Foarte puțin, da, dar niciodată n-am lăsat să se vadă chestia asta. Tot timpul am încercat să duc o viață normală, chiar de copii mici, chiar de... Și am început munca, am muncit o grămadă de ani în mod normal, 8 ore. Dar problemele de vedere nu l-au împiedicat pe Daniel să participe regulat la antrenamentele care au loc în prezența asistenților și sub supravegherea antrenorului Diori Tiberiu. Rezultatele n-au întârziat să apară. Primul rând, am participat la campionatul național, care a avut loc aici la Reghin. Am luat medalia de aur. După aia aveam doar centura albă pe vremea aia. Între timp am dat examen de grad, m-am luat centura portocalie, am participat la campionatele europene, care au avut loc în Timișoara, acolo am luat aur și argint și încă un concurs, tot aici în Reghin, iar locul 1. Daniel Bucur nu va uita niciodată cât de surprins a fost să afle că ar putea învăța tehnici de autoapărare alături de sportivi care practică arte marțiale, dar după ce a văzut că alții pot, nimic nu i-a mai stat în cale. Am fost sunat de către cineva de la Asociația Nevăzătorilor și că are loc un seminar în Târgu Mureș cu persoane cu dizabilități de vedere, dacă vreau să iau parte. M-am dus și am participat la seminarul respectiv. Am rămas uimit, deci șocat. Oameni fără vedere, 100% nevăzători, făceau niște exerciții extraordinare cu sabia, cu lunceagul. Pe mine, s-a întors pielea pe mine, nu știu cum să vă spun. Deci a fost ceva șocant pentru mine și am zis, dacă ei pot, eu de ce nu aș putea? Anul 2016 se anunță plin de provocări pentru persoanele cu deficiență de vedere din cadrul clubului Red Dragon. Grupa va trece granițele țării, va face demonstrații în străinătate și va lua parte la competiții oficiale. Dar mai multe despre antrenamentele lor, despre ambiție, depășirea propriilor limite și acțiunile care ne schimbă viața, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Dareghin TV. ASEA are de acum încă un jucător mureșan. Clubul a ajuns la un acord cu jucătorul Sergiu Mut. Fundajul central are 26 de ani, s-a născut la Târnăveni și vine de la Gazmetan Mediaș, pentru care a evoluat încă din 2007, cu scurte treceri prin Liga a doua și Liga întâi. De asemenea, are prezențe în tricoul echipei naționale la selecționantele U17, U19 și U21. Sergiu Mut a semnat cu ASEA pentru un an și jumătate. ASEA Târgu Mureș a făcut o nouă achiziție și a adus la echipa de Liga 1 un mureșan, jucătorul Sergiu Mut, care va evolua pentru vicecampioană în următorul an și jumătate. Fundașul central are 26 de ani, s-a născut la Târnăveni și și-a început cariera de jucător la Chimica din localitate. Sergiu Mut vine de la Gazmetan Mediaș, pentru care a evoluat încă din 2007. A avut însă scurte treceri pe la Prefab Modelu, Liga a doua și CSM Iași. Junioratul său este unul impresionant. Are prezență în tricoul echipei naționale la selecționatele Under-17, Under-19 și U21. Cu acest nou venit, numărul achizițiilor din pauza competițională se ridică la 7 pentru ASEA Târgu Mureș. De la sosirea noului antrenor, Petre Grigoraș, echipa s-a întărit pe rând cu fundașul dreapta Gabriel Matei, mijlocașul Laurențiu Buș, atacanții Andrei Ciolacu și George Țucudean, fundașul Marius Constantin, atacantul Adrian Mutu. Aflată în cantonament în Antalya, formația Târgu Mureșeană se pregătește pentru al patrulea amical al perioadei de pregătire centralizată. Sâmbătă, 30 ianuarie, va evolua în compania celor de la Slovan Liberec. Rămâneți alături de Dareghin TV. Vineri 29 ianuarie, de la ora 19, Andrada Șerban vă invită la Scul TV. Invitați sunt Georgiana Stuparu și Larisa Ilieș la o discuție despre viața de licean.
De la ora 21 revedeți momente din cadrul spectacolului organizat la Reghin, dedicat zilei de 24 ianuarie. Sâmbătă 30 ianuarie, de la ora 17 vedeți film documentar, iar de la ora 19 vă invităm să urmăriți emisiunea Dar Rustic cu Maria Neag. De la ora 21, Simina Cota vă așteaptă la emisiunea Instituția, ce îl are ca invitat pe primarul comunei Batoș, Dumitru Dinu Cotoi. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costea, apoi prognoza meteo cu Larisa Ilieș. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut. La revedere! Vă așteptăm în cel mai nou service autorizat RAR de camioane și autoturisme la cele mai mici prețuri. Spălătorie auto și decovoare, vulcanizare, mecanică, optic. Tinichegerie, vopsitorie, la cele mai mici prețuri. La ieșirea din Suseni spre Brâncovenești. Suseni, numărul 240, județ Mureș. Telefoane 0756 022 649 sau 0365 430 870. Viață planurilor tale. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Strada Gării, numărul 44, telefon 0265 511700 și în Toplița, Strada Gării, numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Bio-Optica, vino să vezi! 16% reducere din ochelarii de vedere sau lentilele de ochelari. Consultații gratuite. În luna ianuarie beneficiezi și de 15% reducere la lentilele antiaburire. Bucură-te de o vedere clară pentru mai mult timp. Mai multe detalii în magazin. Reghin, Strada Libertății, numărul 16, lângă Bila. Bio-Optica. Vino să vezi! Case memoriale și de patrimoniu
din piața mare, piața Ferdinand din 1924-40, piața Horthy din 1940-1944, piața Stalin, piața Lenin până în 1990. Are, cum vă spuneam, 58 de numere de casă, v-am prezentat câteva. Iată, astăzi vă prezentăm casa de la numărul 11. Casa de la numărul 11 este actualul gimnaziu Alexandru Ceușeanu. Casa a fost construită la 1870 cu scopuri și în interes public. Aici a fost, să zicem, trezorerie, visteria statului, în primul rând, în perioada interbelică. A fost judecătoria de ocol a reginului, a fost poșta. În 1948 clădirea a fost naționalizată și a devenit școală, deci cu destinație școlară. În 1940 până în 56 a fost școala pedagogică maghiară. Școala pedagogică română a fost pe strada școlii de astăzi, unde este gimnaziu Augustin Maior. Apoi a fost liceul maghiar numărul 2 și apoi liceul mixt numărul 2 din 1959, pentru că în 1959 s-a produs unirea națională, unirea celor două licee, unirea. În 1959 s-a împlinit 100 de ani de la unirea principatelor române, Moldova cu țara românească. Și atunci s-a luat o decizie comunistă până jos să se facă o unire pe cât se poate și am început unirea cu ungurii. În sensul că de la liceul maghiar s-a luat un rând de clase, clasele B, clasa 8, 9, 10, 11, și transferate la liceul Petru Maior. De acolo a fost luate un rând de clase românești și transferate la liceul maghiar și astfel s-a făcut unirea. Nu știu cât de trainică și de benefică a fost, pentru că, iată, după 90, s-a ridicat mari probleme cu această unificare, nu numai în Reghin, dar și în Târgu Mureș și în alte părți. Asta a fost o treabă a istoriei pe care foarte mulți am văzut-o, am trăit-o. În momentul de față, clădirea găzduiește gimnaziul Alexandru Ceușeanu, are așezată o placă comemorativă care marchează istoria acestei clădiri, placă marcată și înscrisă la anul 2011 prin grija televiziunii Reghinene, așa, care, să zicem, marchează și comemorează evenimentul. Școala este bine întreținută, școala este reabilitată, se pare, cu fonduri europene, dar arată bine și este funcțională. Este un gimnaziu adevărat. Casa de lângă liceu, de la numărul 11, casa cu numărul 12, este casa lui Alexandru Ceușeanu. Casa lui Ceușeanu a copilăriei, unde s-a născut, este pe strada Republicii de astăzi, la numărul 10. O să revin asupra ei când îi vine timpul. Casa asta de lângă trezorerie, de lângă liceu, de lângă gimnaziu de astăzi, a fost cumpărată în perioada interbelică de la familia Marinovici, care avea mai multe case în Reghin și care a fost fondatorul bisericii din Piața de Joi, unul dintre fondatorii bisericii, ctitorii acestei biserici. El a cumpărat această casă și a locuit acolo până când s-a mutat la Sibiu. No. Lângă el, casa asta cu numărul 12, a fost o casă care, la numărul 13, la care funcționa mai multe, să zicem, magazine. Unul dintre magazinele din casa numărul 13, care a fost proprietatea lui Sobobela,
Era un birou de avocatură, dar era și un magazin, eu am spus și data trecută, care își face reclamă în carte și reclama în carte este veșnică și ea se face din ce în ce mai rar, dar cine o face are numai câștig. Iată ce zice în reclamă. Friedrich Deneș, ăsta era patronul, furnizează mărfuri de băcănie, văpseluri de oleiuri, pe lângă prețurile cele mai ieftine, în gro și în detai, la telefon numărul 27. Ăsta era telefonul firmei la vremea aceea. Urmează o serie de case de locuit, fără a intra în categoria caselor memoriale, dar sunt de patrimoniu. De exemplu, casa de la numărul 14 a lui Coș Gheorg, casa de la numărul 15 cu numărul 230 a lui Fărcaș Avram, avea și el un magazin acolo, casa de la numărul 17 a lui Dr. Sobo Ödön, care era, iată, medic și avea și cabinet medical acolo în casa respectivă, dar pe parcurs aceste cabinete s-au închis, s-au deschis. La casa numărul 18 era văduva lui Kaiser Adolf, la 19 văduva Leonard Samuel și iată întâlnim la numărul 20 o casă de avocatură a lui Deneș Mihail. Ce am reținut este casa de la numărul 22. Din anii 70 până spre 80, acolo a locuit familia Moica. Ei, casa asta de la numărul 22 a fost casa Dr. Schiffbaumer Hugo. Ei, acest Hugo a fost primarul orașului între 1913-1924. De ce așa de târziu, deși Transilvania s-a unit cu România în 1919, administrația română încă nu s-a întins, pentru că din studiile mele reieșea foarte clar că România nici nu prea știa multe despre Transilvania. S-a unit, a primit o provincie, multă vreme n-au știut și cred că nici acum nu sunt destul de informați, pentru că eu, de exemplu, în perioada anilor 60 am făcut studiile la București, dar colegii mei din Sud, în afară de faptul că eu sunt bozgor din Transilvania, nu știa nimic despre Transilvania. Aproape nimic. Cred că nici acum nu știu. Ei, din acest motiv, acest primar, iată, ajunge și e primar până în 1924. Deși unirea s-a făcut, deși regele s-a instalat în 23, la Alba Iulia, cu pompă, abia în 1924 este aprobată legea administrației publice locale, care intră în funcțiune în anul următor, în 1925. Ei, în 1924 devine primar, este numit primar Ion Popescu, cunoscut reghinealul ca Bibiții Baci. Locuiește la, a locuit la casă de, cu numărul 50, o să revin asupra ei când este cazul. Ei, atunci acest primar SAS este înlocuit. La casa de la numărul 23, cu număr vechi 237, locuia Schwab Traugott, un istoric local care a scris o istorie a Breslelor, a publicat în 1926 în Bistrițe Deutsche Zeitung un rezumat al istoriei Breslelor și pe parcurs a mai scris despre Bresle din Reghin, ele au fost reluate de cercetători de la Târgu Mureș, dezvoltate și despre istoria Breslelor, cizmarilor, că despre asta este vorba, s-a mai scris. Urmează alte case, dar mă opresc la casa de pe colț. Casa care e pe colț este
de pe curs, să zicem, cu strada Eminescu de astăzi. Fostă strada Șaguna, fostă strada Evelor Martiri, fostă drumul Dedradului. Vorbim la vremea respectivă despre treaba asta. Ei, aici pe colț, la numărul 6, a fost casa lui Helmut, care a fost profesor Wilhelm, Helmut Wilhelm. Helvig acesta a publicat în ziarul local foarte multe articole din istoria orașului Reghin. De el se leagă construcția în 1892-1894 a clădirii gimnaziului săsesc, care actualmente este gimnaziul Augustin Maior. El a coordonat ziarul Sächsische Regenwochenblatt și a publicat până prin 1920 foarte multe articole, astăzi izvor de inspirație pentru istorici, pentru cercetători. A publicat acest Helvig Wilhelm peste 400 de documente din istoria orașului. Cu această locuință de pe colț, care a fost într-o vreme grill bar, a fost bancă, a fost magazin. Actualmente este un magazin de electrocasnice, cred că este, după cum am văzut de o fereastră. Ei, peste drum, în întâlnirea următoare, vom intra în numărul casei pe care s-a construit Biserica Ortodoxă Română, sediul protopopiatului. Este vorba de casa de la numărul 27. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmacovă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmacovă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Farmacia veterinară ProVet. De 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri.
spălare cu boare cu berie monocilindrică, clădire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metrul pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Am regăsit. Sâmbătă vom avea parte de un cer însorit în mare parte a zilei lipsit de nori. Termometrele vor indica valoarea de 4 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 5 grade. Pentru Luduș și Iernut sunt estimate 4 grade Celsius. 6 grade vor fi în Sighișoara, 4 în Batoș, 3 la Sovata, iar în Stânceni vor fi 2 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, vremea va fi închisă. În Brașov sunt prognozate 3 grade Celsius, 3 grade vor fi în Bistrița, 6 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca vor fi 4 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 5 grade Celsius, iar în București, temperatura maximă va fi de 2 grade. Sâmbătă noaptea, cerul va fi predominant noros, iar șansele de precipitații vor fi reduse. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de minus 4 grade, iar în Târgu Mureș minus 3. Pe parcursul zilei de duminică, vremea continuă să fie închisă. În Reghin sunt prognozate 8 grade, iar în Târgu Mureș vor fi 9. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Larisa Ilieș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Academia de Înfrumusețare vă pune la dispoziție cursuri de calificare pentru a vă asigura o formare completă la cele mai înalte standarde ale esteticii. Înscrieri acum pentru următoarea serie de cursuri. Târgu Mureș, strada Ștefan cel Mare, numărul 25. Daria, destinația exclusivă a evenimentelor speciale. Restaurant Daria Reghin vă așteaptă într-un cadru perfect renovat și modernizat. Capacitate 250 de locuri, ambianță ideală pentru mese festive, nunți, botezuri.
Promoție! Mirii anului 2016 beneficiază de camera pentru miri gratuită și de 30% reducere sau toată băutura din partea casei. Restaurant Daria. Ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Agenția de turism Idea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Agenția de turism Idea Tour oferă clienților săi cele mai variate oferte turistice potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Profită acum de noile oferte: Antalya, Atena, Dubai, Egipt, turism de seniori în Israel, capitalele Rusiei, circuite în India, Mongolia și sudul Siberiei, sejururi